30 de zile din 89, anul revoluțiilor anticomuniste din Europa de Est. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. La finalul anului 1981, șeful statului polonez, generalul Wojciech Jaruzelski, instaura legea marțială, considerând că țara este amenințată de o lovitură de stat. Cine ar fi pregătit această lovitură de stat? Mai marii sindicatului liber Solidaritatea, fondat de un electrician, Lech Walesa, la șantierul naval din Gdansk. 7 ani mai târziu, după multe greve muncitorești, 10 de arestări abuzive și aproape 100 de morți, Jaruzelski și Walesa se așezau la masa negocierilor pentru a dezamorsa situația din Polonia. Tractujeme tę sprawę w taki sposób, aby nie była ona conflictem politicznym. 2 luni au durat discuțiile la masa rotundă, șeful statului sperând să-i facă pe sindicaliști să intre în structurile de conducere, fără ca acest fapt să micșoreze puterea de decizie a Partidului Unit al Muncitorilor din Polonia. Pe 4 aprilie 1980, sindicalistul Walesa și generalul Jaruzelski semnau acordul mesei rotunde, în care erau trecute câteva măsuri cu adevărat revoluționare pentru un stat comunist. Sindicatele libere, neafiliate partidului conducător, intrau în legalitate. Apărea funcția de președinte al statului, Polonia fiind condusă până atunci de prim-secretarul Partidului Unit al Muncitorilor, iar parlamentul polonez devenea bicameral. I dlatego Solidarność występowała moim ustami o to. Mai mult, în acord era trecută și o dată la care urmau să aibă loc alegeri libere. De fapt, aproape libere. Pentru cele 100 de locuri ale Senatului, noul for legislativ, puteau candida toate formațiunile politice, în timp ce la Sejm, Camera Deputaților, 65% dintre mandate erau garantate partidului conducător, celelalte partide concurând pentru restul de 35%. Chiar și cu aceste piedici, 2 luni mai târziu, Solidaritatea, sindicatul transformat în partid, avea să obțină un rezultat răsunător. Răsunător pentru Walesa, îngrijorător pentru comuniștii lui Jaruzelski, obișnuiți cu puterea absolută 4 decenii la rând. Află cum a căzut comunismul în Europa de Est în urmă cu 30 de ani pe dgfm.ro și pe canalul de YouTube DGFM. Ca să știi!